Managerii spitalelor din Gorj trebuie să facă o analiză a personalului medico-sanitar și să solicite Ministerului Sănătății deblocarea de posturi în secțiile și pe specialitățile unde se înregistrează deficit. Se pare că preluarea personalului de la Spitalul Bumbești-Jiu nu a rezolvat această problemă a sistemului sanitar din Gorj. S-a primit o adresă prin care se cere unităților sanitare cu paturi numărul de posturi care sunt strict necesare pentru desfășurarea activității în bune condiții în unitățile sanitare. Deci fiecare unitate sanitară cu patru să-și desemneze categoriile de personal care sunt strict necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității sanitare. Cel mai mare deficit de personal se înregistrează la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Aici ar mai fi nevoie de deblocarea a 54 de posturi pentru ca lucrurile să meargă bine. Conducerea spitalului a cerut deblocarea a 12 posturi de medici specialiști în urgență, terapie intensivă, pediatrie, neurologie pediatrică, neurologie pediatrică, dializă, chirurgie toracică și chirurgie plastică, dar și respiratorie. Ar mai fi nevoie de 30 de infirmieri și 12 asistenți medicali. 54 de posturi în total, între care 12 de medici, 12 de asistenți și asistenți cu studii superioare și restul de 30 personal auxiliar, îngrijitoare, brancardieri, etc. Toți șefii de secție au solicitat asistenți medicali și infirmieri, deoarece în momentul de față se descurcă foarte greu, având în vedere numărul mare de pacienți. Ca personal, toate secțiile, să știți că sunt, au nevoie de personal. Chiar de la venirea mea am primit solicitări aproape de la toate secțiile pentru personal, asistenți medicali, infirmiere și brancardier, să zicem, la psihiatrie, la chirurgie, unde este nevoie. Rămâne de văzut când și câte posturi vor fi deblocate de către minister, iar apoi va fi organizat și concursul.